Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubite părinte și frate Claudiu și iubiți și dragi credincioși, n-am să rostesc cuvinte multe, pentru că pe acelea am să vi le ofer într-o carte pe care vă dăruiesc din tot sufletul fiecare an. Însă totuși am să vă citim împreună Sfânta Liturghie. Am citit din Sfânta Evanghelie și suntem datori, cu timp și fără timp, să-L propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ați auzit Evanghelia cu toții și o auziți în fiecare an în această duminică, a 18-a după Rusalii. Este vorba despre pescuirea minunată, despre faptul că la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru a pescuit într-un mod nefiresc oarecum, încât s-a umplut corabia lui și a prietenilor lui, fiul lui Zebedeu, Iacob și Ioan. Sunt câteva amănunte vremnice de luat în seamă și care trebuie să ni le însușim. Primul este cererea expresă a Domnului Hristos către Petru să urce în corabia lui. De unde, depărtându-se puțin de țărm, să le vorbească mulțimilor. Vă închipuiți că atâția oameni erau încât a trebuit să iasă din mijlocul lor, să se urce într-o corabie și să predice de la oarecare distanță. Însă amănuntul care mă preocupă pe mine este acela că Domnul Iisus Hristos i-a făcut cerere lui Petru să intre în corabia lui. Cerere pe care ne face și nouă tuturor. Dumnezeu ne cere permanent voie. Ne cere voie, vă închipuiți, Dumnezeu ne cere voie să intre în viața noastră. Să intre în casa noastră și de unde să vorbească nu doar mulțimilor, lumii întregi, ci în primul rând nouă să ne vorbească și prin noi lumii întregi. Și se demonstrează în Evanghelia de astăzi pentru că la final Domnul Iisus Hristos, după ce săvârșește minunea și Sfântul Apostol Petru se recunoaște un om păcătos, îngrozindu-se, spăimântându-se de ceea ce a văzut și a trăit pe pielea lui personal, Iisus Hristos îi spune și îi dă această ascultare. Efectiv, îi dă o misiune de îndeplinit și anume aceea de a fi pescat de oameni. Dumnezeu tuturor ne cere acest lucru. Întâi pe noi să ne convertească și apoi noi, la rândul ne, să încercăm pe cât ne stă în putere să aprindem și pe alții ca lumina din lumină. Acest amănunt, dacă l-am reține și ne l-am aduce aminte cât mai des, că Dumnezeu vrea să intre în viața noastră. Vă aduceți aminte de un cuvânt al Scripturii care zice, Domnul însuși zice, iată, eu stau la ușă și bat, și dacă îmi va deschide cineva, voi intra la el. Și voi cina cu El și El cu mine. Și alte și alte texte ale Sfintei Scripturii din care vedem că Dumnezeu vrea să intre în viața noastră, în casa noastră, în lumea noastră, în lumea noastră interioară și în lumea noastră în care noi ne desfășurăm activitatea zilnică, toată viața noastră. De aceea, noi conchidem și spunem că fără Dumnezeu nu se poate face nimic. De aceea, pentru că nici nu se poate. Și Evanghelia de astăzi ne demonstrează încă un amănunt pe care îl pun la suflet. Și acesta sigur că este condiționat de faptul împlinirii cererii Domnului Hristos, al lui Dumnezeu. Aceea de a veni în viața noastră. Și anume că imposibilul poate deveni posibil. Sfântul Apostol Petru informează pe Domnul și spune, Doamne, toată noaptea ne-am strânguit
să pescuim și n-am prins nimic. Ei erau de meserie pescari, știau foarte bine când și cum să pescuiască. Ori Domnul Iisus Hristos îi poruncește lui Petru ziua în amiază mare. Când ei deja își curățau mrejele, când știau că nu mai are rost niciun efort cât de mic pentru a pescui, Domnul îi poruncește să o facă totuși. Însă îi spune un lucru, pe lângă să pescuiască, să arunce mreaja mai în adâncime. Și el, deși l-a informat de realitatea lucrurilor, Sfântul Apostol Petru, totuși, la porunca Domnului Hristos, aruncă mreaja mai în adânc și pescuiește astfel încât au umplut două corăbii care stăteau gata să se scufunde. Amănuntul. Că imposibilul poate deveni posibil. Că sunt atâtea momente în viața noastră când credem că nu mai putem să depășim o anumită situație. Că totul s-a sfârșit. Ori, iată ce ne spune Evanghelia de astăzi. Că trebuie să reconsiderăm lucrurile. Spălatul mrejelor. Asta înseamnă. Să reconsiderăm lucrurile. Și să pătrundem mai adânc în viața noastră. Și să pătrundem mai adânc în credința noastră. Și dacă vom face așa, cum vă spuneam, se va întâmpla lucruri la care, precum Sfântul Apostol Petru nu s-a așteptat nici noi, niciodată prin minte și prin cât putem noi cuprinde, n-am crezut că se va întâmpla. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine și am trecut prin asemenea experiențe, sunteți de acord cu ceea ce vă spun eu acum. Lucruri pe care niciodată n-am gândit că o să le putem realiza sau situații care le putem depăși, Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, cu ajutorul Bisericii, a preotului și cu străduința noastră personală, cât de puțină, a făcut să se întâmple mai mult decât am crezut, ne-am dorit și am simțit noi vreodată. Pentru aceea noi mulțumim lui Dumnezeu, absolut pentru toate. Și îl dorim în viața noastră. Și atunci când ne este greu sau chiar imposibil, să ne ajute să trecem greul și să rezolvăm imposibilul. Și să avem această credință că se poate întâmpla. Și ne demonstrează Sfânta Scriptură și ne-o și mărturisește, iată, prin Evanghelia de astăzi, în fiecare an. Și apoi, un ultim amănunt. Din Evanghelie, dar trecând la noi. Domnul Iisus Hristos s-a bucurat de faptul că l-a dobândit pe Petru și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacob, și pe Ioan, fiul lui Zebedeu. Dar a previzionat că prin ei, prin apostolii lui, va ajunge la sufletul întregii umanități. Pentru că ei au propovăduit Evanghelia la toată făptura. Și ea, aceeași Evanghelie, se propovăduiește până astăzi. Din această Evanghelie, dragii mei, a Domnului Hristos, a Sfinților Apostoli, am socotit de cuvință și cu îngăduință ca astăzi să vin în mijlocul dumneavoastră, de dragul Părintelui, a familiei dumnealui și a dumneavoastră tuturor, și să vă doresc un volum la care am lucrat și eu personal, dar la care au lucrat și mulți dintre ucenicii mei. Pentru că unii au înregistrat, alții au transcris, apoi eu am diortosit, bineînțeles, textele. Dar, în ultima vreme, s-a lucrat la traducerea ei în spaniol. Este o ediție bilingvă, română-spaniolă, în oglindă. Pe o pagină este românește, pe o pagină spaniolă. Pentru că eu am fost de multe ori aici. În Spania, în general, și în multe alte țări din Europa, și inclusiv în America de 3 ori. Și știu prea bine că de la a doua generație și apoi la a treia se pierde foarte mult în ceea ce privește limba română. Și poate că o mai vorbim, dar nu o mai citim decât arare ori. Copiii noștri, știți bine, mai bine decât mine, o învață limba
locală a statului în care dumneavoastră v-ați făcut un anume rost. De aceea această carte, pe lângă aceasta Un Român de la noi din Spania acum, un român din Spania care are o familie foarte frumoasă, care are copii, a plătit cheltuiala pentru această carte. De aceea eu vă dăruiesc și ucenicii mei și el care mi este ucenic, vă dăruiesc din tot sufletul. M-ar bucura să o citiți și să vă folosiți de ea. Mulțumesc, Părintele Domnului. Mulțumesc celor care m-au însoțit și pe avion, și după avion până aici. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, inclusiv copiilor, în frunte cu Toni, bineînțeles. Hai! Domnul, Dumnezeu să primească, Dumnezeu să vă mulțumesc. Amin. Iose, Părinte, iubiți credincioși și credincioase, nu mi-e mine mare lucru să spun, pentru că prezența Părintelui spune totul. Aș vrea doar să vă mărturisesc un fapt pe care nu l-am prea spus până acum. Eu pe Părintele cunosc de 21 de ani. În 1996, Părintele venea la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, ca pedagog și profesor al nostru și duhovnic. Și vreau să vă spun că eram în al treilea an de seminar și că a reușit să schimbe viața multor viitori preoți, viitori chiar monahi, călugări, și ne-a compleșit cu personalitatea sa complexă, pentru că a știut să învine asprimia cu îngăduința, rigoarea cu blândețea și să ne facă pe noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Îmi amintesc că pe acea vreme, în seminar, era o atmosferă de mănăstire. Efectiv la rugăciuni și seara mai ales, Părintele făceau o atmosferă de mănăstire și ne simțeam ca și în sânul lui Avram. Iar după aceea, mulți dintre noi am frecventat mănăstirea Nicula, pentru că din anul 2000 până în 2009 a fost starețul mănăstirii de la Nicula. Și atunci, iată, în perioada aceea ne-am apropiat și mai mult de Dumnezeu. Și aș putea spune că a fost o piatră foarte mare și puternică la clădirea mea ca și urmașa lui Hristos. Pe de altă parte, dragii mei, zilele acestea împlinim 7 ani de când mă aflu în Spania. În 15 septembrie 2010 am venit în Alicante și am început să formăm această parohie cu dumneavoastră. De aceea dăm slavă Dumnezeu că, iată, cifra 7 este o cifră specială a perfecțiunii. Mulțumim Părintelui că este astăzi în mijlocul nostru. Și al treia lucru pe care vreau să-l subliniez este că eu am deja toate volumele Părintelui și am von cărțile de predici, dar și această carte, Fiule, m-am dus să fiu candelă de ceas târziu, o am de vreo 3 ani și am început să împlinesc din ceea ce se află în această carte. Și vreau să vă spunem, să vă mărturisim că noi, la fiecare început de lună, săvârșim sfințirea apei cele mici sau aghiasma. Asta după îndemnul pe care dumneavoastră îl dați în această carte. Și multe altele pe care încercăm să le împlinim. Așa că, iată că dacă Dumnezeu ne-a trimis acest dar, ne-a trimis acest dar pe Părintele și cu cartea pe care ne oferă, darul nostru față de Părintele va fi și este să urmăm ceea ce se află în această carte și nu numai. Noi promitem că o vom citi, că deja o citesc a treia oară și tot timpul descoperi lucruri noi, sensuri noi în această lectură. Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș vrea să, cu îngăduința Părintelui și a dumneavoastră, cât peste o lună sărbătorim pe Sfântul Dimitrie și întotdeauna când îl sun, ba îmi spune secretarul, mamei se spune că e ocupat cu recepții, cu mitropolitul pe acolo. Aș vrea să-i cântăm la mulți ani de acum. Și pentru parohie. Și pentru noi, și pentru Părintele. Și vă mulțumim pentru prezența la Sfânta Liturghie. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine.